Capitolul 2. T-Rexul își revine. Maya, Alex și Emma se străduiau să treacă discret de ușa magaziei, simțind cum le bate inima puternic. Însă, în ciuda precauțiilor lor, tocul ușii scârțâi ușor, atrăgând atenția. Stați! Strigă o voce adultă. Ce căutați voi aici? Apărându-le în față, domnul Matei, ghidul parcului. Acesta îi privea sever, cu expresie îngrijorată pe chip. Noi doar voiam să vedem ce se întâmplă cu T-Rex-ul, bâlbâi Maya. A părut să se comporte așa ciudat și a speria pe copiii mai mici. Domnul Matei se uită la ei cu o privire suspicioasă. V-am zis deja să nu vă amestecați în lucruri de tipul acesta. Acum înapoi la grupul vostru. Nu e nimic de văzut aici. Copiii se priviră neîncrezători. Ceva nu era în regulă. Puteau să simtă asta. Dar, domnule Matei, noi doar încercam să ajutăm. Poate că am putea, începu Alex. Am zis înapoi, îi întrerupse ghidul, ridicând vocea. Nu vreți să vă protejați? Da? Vă veți băga singuri în necaz. Maya, Alex și Emma se priviră îngrijorați, dar nu renunțară. Ne pare rău, dar nu putem pleca așa, spuse Maya cu fermitate. Trebuie să aflăm ce se întâmplă aici. Simțim că ceva nu e în regulă. Domnul Matt oftă frustrat, dându-și seama că nu îi va putea convinge ușor să renunțe. În cele din urmă ridică din numeri. Bine, faceți cum vreți, dar nu veniți apoi să vă plângeți că nu v-am avertizat. Cu aceste cuvinte, domnul Matei se retrase, lăsându-i pe copii să își continue explorarea. Maya, Alex și Emma se priviră cu hotărâre și pășiră înăuntru. Magazia era plină de diverse echipamente și piese de schimb pentru atracțiile parcului, însă nu avea niciun indiciu evident despre ce se putea întâmpla cu T-Rex-ul. Copiii începură să caute cu atenție, examinând fiecare colț al încăperii. Deodată, Emma dădu peste un lucru ciudat. Sub o masă, în spatele unor cutii, zăcea o telecomandă. Fără întârziere, ea o ridică și o arătă celorlalți. Uite ce am găsit! Credeți că poate fi legată de comportamentul dinozaurului? Maya și Alex se apropiară repede, studiind cu atenție descoperirea Emmei. Este foarte posibil, spuse Maya. Haideți să o încercăm. Aceasta apasă pe unul dintre butoanele telecomenzii care pare să aibă efecte asupra T-Rex-ului aflat la câțiva metri depărtare de ei. Acesta începe să ridice labele într-un mod haotic. Iată, aceasta explică de ce T-Rex-ul reacționează atât de ciudat. Cineva trebuie să-l controleze de la distanță. Dar cine? Se întrebă Alex. Și cine ar face asta? În timp ce încercau să găsească un răspuns, auziră un zgomot dinspre colțul opus al magaziei. Copiii se încruntară și înaintară încet, ghidându-se după sunete. Acolo, în spatele unor rafturi cu piese de schimb, zăriră o siluetă mișcându-se. O persoană părea să lucreze intens la ceva. Maya, Alex și Emma se apropiară cu precauție, pregătiți să se confrunte cu oricine se ar fi aflat acolo. Deodată, persoana se întoarse, surprinsă de prezența lor. Era un bărbat de vârstă medie, îmbrăcat în uniforma angajaților parcului. Avea o expresie încordată și privea copiii cu îngrijorare. Ce căutați voi aici?" întrebă el cu voce tremurândă. Noi am venit să vedem ce se întâmplă," răspunse Maya cu încredere. Am observat că T-Rex-ul nu funcționează normal. Dumneata ce face aici?" Bărbatul șovăi o clipă privind-o neliniștit. Nimic, doar fac câteva reparații de rutină. Nu trebuie să vă faceți griji." Însă Maya nu era convinsă. Ea aruncă o privire spre masa din spatele omului și zări câteva piese demontate, precum și unelte ciudate. Asta nu arată deloc ca o reparație de rutină," declară ea cu fermitate. Ce se întâmplă aici? De ce sabotezi dinozaurul?" Omul păli vizibil, înțelegând că a fost prins. El luptă adânc și își trecu mâna prin păr în semn de frustrare. Aveți dreptate, nu fac reparații,
ci încerc să sabotez T-Rex-ul și celelalte atracții. Maya, Alex și Emma se priviră șocați de mărturisirea bărbatului. Dar de ce? De ce ai face așa ceva? Întreabă Emma îngrijorată. Pentru că sunt nemulțumit de modul în care este condus parcul, răspunse omul cu amărăciune. Proprietarii nu se îngrijesc îndeajuns de siguranța și buna funcționare a atracțiilor, iar eu, ca simplu angajat, nu am nicio putere să schimb ceva. Maya îl privi cu compasiune, înțelegea motivația și frustrarea acestui om. Înțeleg că ești nemulțumit, dar nu poți rezolva problema distrugând parcul. Asta va face doar lucrurile mai rele, spuse ea cu blândețe. Omul coborâ privirea, recunoscându-și greșeala. Ai dreptate, m-am lăsat orbit de furie și am făcut o alegere teribilă. Nu am vrut să pun în pericol pe nimeni, doar să atrag atenția asupra problemelor. Ei bine, acum ai ocazia să faci ceea ce e corect, interveni Alex. Poți încă opri asta și să le arăți proprietarilor ce trebuie îmbunătățit, dar trebuie să te predai înainte să fie prea târziu. Angajatul de la parc se uită la ei, apreciindu-le calmul și înțelegerea. În cele din urmă, dădu din cap și se resemnă. Ai dreptate, am făcut o mare greșeală, o să le spun tot adevărul. În acel moment, domnul Matei și alți angajați ai parcului intrară în magazie, atrași de zgomotele venite dinăuntru. Când îi văzură pe copii cu omul suspectat, se încruntară mirat. Ce se întâmplă aici? Întreabă domnul Matei. Maya, Alex și Emma se întoarseră către el, pregătiți să dea explicațiile necesare. Am descoperit că acest angajat sabota atracțiile din parc, inclusiv T-Rex-ul, dar acum e gata să își asume responsabilitatea și să vă spună adevărul, spuse Maya cu fermitate. Angajatul nemulțumit se îndreptă către domnul Matei și ceilalți, recunoscându-și greșeala. Explica detaliat motivele și modul în care a acționat, asigurându-i că nu mai există nicio amenințare. Domnul Matei îl asculta uimit, apoi se întoarse către copii. Deci voi ați descoperit toate astea? Felicitări, micuților detectivi! Ați salvat parcul de la o mare problemă! Maya, Alex și Emma zâmbeau mândri. Misiunea lor de a dezlega misterul T-Rex-ului se încheiase cu succes. Acum puteau să se bucure în liniște de restul zilei la Dinopark.